Le note de la persévérance, notele perseverenței. L'était une fois, a fost odată, une fille, o fată, nommée Ella, pe nume Ella. Elle adorait la musique, adora muzica, depuis qu'elle était toute petite, încă de când era foarte mică. Chaque fois qu'elle entendait une mélodie, de fiecare dată când auzea o melodie, son cœur s'emplissait de joie. Inima îi se umplea de bucurie. Mais il y avait un petit problème. Dar exista o mică problemă. Ella ne pouvait pas apprendre les notes musicales. Ella nu putea învăța notele muzicale. Malgré toutes les leçons, cu toate lecțiile, et tous les efforts déployés și eforturile depuse, les notes se mélangeaient dans sa tête. Notele se amestecau în capul ei. C'était comme si elle dansait devant ses yeux, era ca și cum ele dansau în fața ochilor ei, en riant d'elle, râzând de ea, chaque fois qu'elle essayait de les apprendre, de fiecare dată când încerca să le învețe. Ella se sentait découragée. Ella se simțea descurajată. Elle se demandait, se întreba, si elle pourrait jamais réaliser son rêve, dacă va putea vreodată să-și îndeplinească visul de devenir, de a deveni, une musicienne talentueuse, o muziciană talentată. Avec beaucoup de courage, cu mult curaj, et une détermination sans faille și o determinare de nezdruncinat, Ella refuza de se laisser abattre par les difficultés. Ella refuză să se lase înfrântă de dificultăți. Elle commença, ea începu, a écouté attentivement, să asculte cu atenție chaque note, fiecare notă, en l'associant à des souvenirs, asociind-o cu amintiri, des émotions, emoții et des images și imagini. El a creat des histoires dans sa tête, a creat povești în mintea ei, pour chaque note, pentru fiecare notă. Do était le chant des oiseaux, do era cântecul păsărilor, au lever du soleil, la răsăritul soarelui. Re était le murmure du vent, re era murmurul vântului, dans les arbres, în copaci, et ainsi de suite, și așa mai departe. Peu à peu, încetul cu încetul, les notes musicales, notele muzicale, sont devenues ses amis, au devenit prietenele ei. Ella a commencé à les connaître très bien, elle a început să le cunoască foarte bine, et, și, un jour, într-o zi, elle a décidé de relever un défi, a hotărât să accepte o provocare encore plus grand, și mai mare, participe à un concours de musique, să participe la un concurs de muzică. Ses amis et sa famille étaient inquiets. Prietenii și familia ei erau îngrijorați, car il savait à quel point les notes avaient été difficiles pour elle. Pentru că știau cât de dificile fuseseră notele pentru ea. Mais Ella était déterminée, dar Ella era hotărâtă. Elle savait que ce serait difficile, știa că va fi greu, mais elle était prête à affronter le défi, dar era pregătită să facă față provocării.
Le jour du concours arriva enfin. Ziua concursului sosi în cele din urmă. El a montat sur scène, le cœur battant, el a urcă pe scenă cu inima bătându-i, les mains tremblantes, și mâinile tremurând. Mais dès qu'il posa ses doigts sur les touches du piano, dar îndată ce își puse degetele pe clapele pianului, quelque chose de magique se passa. Se întâmplă ceva magic. Les notes s'alinièrent comme par magie, notele se aliniară ca prin magie, en dansant sous ses doigts avec grâce, dansând sub degetele ei cu grație. Elle gagna le cœur du public avec sa musique și câștigă inima publicului cu muzica ei. À la fin de son interprétation, la sfârșitul interpretării sale, la salle retentit d'applaudissements, sala răsună de aplauze. El a compris că, quels que soient les obstacles qu'elle pourrait rencontrer, el a înțeles că, indiferent de obstacolele pe care le-ar putea întâlni, tant qu'elle a confiance en elle, atâta timp cât are încredere în ea, et qu'elle continue à travailler dur și continuă să lucreze din greu, rien n'est impossible, nimic nu este imposibil. Ella est devenue non seulement une musicienne exceptionnelle, elle a devenit nu numai o muziciană excepțională, mais aussi une source d'inspiration pour tous ceux qui rêvent de réaliser l'impossible, ci și o sursă de inspirație pentru toți cei care visau să realizeze imposibilul. Merci d'avoir regardé la vidéo, mulțumesc pentru că v-ați uitat la video, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, nu uitați să vă abonați gratuit à la chaîne, la canalul Le Français avec Gabriel, franceza cu Gabriela. A bientôt, pe curând!